Într-adevăr, Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 mai, a fost în această dimineață la secția 2 poliție pentru a semna controlul judiciar. Acesta este acuzat de către procurori de nerespectarea domeniului regimului armelor și munițiilor, iar ieri a făcut o solicitare să scape de acest lucru, însă magistrații i-au respins solicitarea, așa că Mihai Pascu trebuie să se prezinte la controlul judiciar de 2 ori pe săptămână, în fiecare marți și joi. La ieșire, Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii și a ieșit glonț din secția de poliție. Cam atât de aici, Bogdan.